Bună dimineața, dragilor! Bine ai revenit! Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp și ne bucurăm că ești alături de noi în zi de weekend, iată! În drum spre voi chiar mă gândeam ce repede se face târziu în viață, pentru că noi ne-am văzut anul trecut, tot așa în preajma sărbătorilor, foarte, da, de iarnă, da, sărbătorilor de iarnă și suntem așa foarte pe repede înainte. Într-adevăr. Timpul trece, da. Cumva ne și apropiem de Ziua Națională și că ar trebui să ne mai amintim așa niște lucruri despre noi, despre ceea ce suntem. Da, pentru că ne apropiem de 1 decembrie și este un cântec pe care l-am lansat chiar pe la începutul anului și are un impact extraordinar pe rețelele de socializare. Da, oamenii empatizează cu mesajul textului, cred că e o durere acolo, un punct nevralgic. Cu siguranță ce se întâmplă și așa prin natura profesiei, știi, mergând prin țară, am văzut așa ce locuri, locuri faine și ce țară frumoasă și ce oameni și ce tradiții. Și chiar și în clipurile pe care le folosesc așa pe, ca fond pentru fiecare cântec, am păstrat imagini, am căutat pe internet care mi-aduc aminte de lucrurile de altă dată, imagini vechi. Așa, ce frumos. Da, cu costume populare, cu, uite, avem, am citit despre Mareșalul Antonescu, Regina Maria, avem o istorie, avem un popor frumos și parcă e păcat așa să trunchem tot și să nu mai rămână nimic frumos. Da. Da, este istoria fiecărei țări la urma urmei. Da, așa cum este ea, mai bună, mai rea este istoria noastră, cumva. Și ar trebui să ne amintim uneori de aceste lucruri. Să o respectăm în primul și în primul rând. Și aș vrea să știu dacă versurile sunt scrise de tine, pentru că știu că tu scrii poezii. Da, și versurile și linia melodică. Am lucrat cu instrumentiști din Orchestra Radio care au modificat pe școlă linia melodică. Da, sunt versurile mele. Tocmai asta am finalizat acum, am adunat cele 87 de poezii, am făcut ordine, insertarele vieții și insertarele artistice și le-am adunat pe toate. Știi că universul sau viața îți dă ceea ce tu manifesti. Da? Și chiar dacă de multe ori ne plângem, știi, nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta sau este pentru că tu nu ai acționat în direcția respectivă. Iar acum am făcut așa ordine și încântece și cerințele, cel puțin la noi, în domeniul nostru, sunt de la o zi la alta diferite. Lucrăm acum pe negative, la evenimente, să mergi în studio, să iei negativele, să le faci transpoziția. Adică le găsim pe internet într-o tonalitate, noi trebuie să le aducem în tonalitatea în care cântăm. Este o muncă asiduă, dar fac ce-mi place, este cea mai mare. Știi că multă lume mă întreabă, măi, dar tu nu ți-a râs vârsta, pentru că fac ce-mi place, adică am lucrat la clipurile astea, am două, am și un cântec de petrecere. La acesta patriotic cred că au fost vreo 3 sau 4 variante și dacă îmi sumez așa orele de lucru, se adună la vreo 70 și ceva de ore. Oh. Nu știu pentru ce patron, aș fi lucrat eu cu atâta drag 70 de ore, dar pentru mine da. Da. Bine, când patronul ți-e ascultătorul cel mai fidel, care te primește cu inima deschisă, pentru el merită să muncești. Mulțise mâna, mușchi, zic, Doamne, nu mai pot. Eu mereu întreb toți artiștii care ne calcă pragul, voi simțiți vreodată oboseală? Măi, știi, există acest termen de oboseală atunci când faci ceea ce îți place cu pasiune? Uite, când ești din fiecare emisiune, aici nu simt. Este adrenalina, este responsabilitatea să nu greșesc. Am atâtea dezacorduri și le aud acasă și îmi stau pe creieraș. Nu simt. Dar să știi că după 2-3 ore sunt așa ca o roată din asta care trebuie așa să se... Da. Să-și intre într-un alt fel de ritm, ca să poți să deconectezi. Da. Depresurizeze, dacă zic bine. A, așa, sunt prea matinal cu termenii. Eu te văd, uite, aproape după un an, mai avem puțin, o lună ne lipsea până să facem anul de când nu ne-am mai văzut. Ești foarte solară, ești foarte liniștită, ți-a prins acest an până în punctul în care ne aflăm. Simt că da, te simt bine. Ai o stare foarte bună de spirit. Știi, am eu un... Stai să-mi aduc eu minte niște versuri. Ca pasărea Phoenix, să învii din cenușă, lovește puternic cu pumnii în ușă, mergi înainte, nu te da bătută, izbânda e a celor care se luptă. Ce frumos! Și am făcut din fiecare căderea mea, am făcut o luptă de a mă ridica de acolo, de a nu rămâne. A fost un an, cred că cel mai greu an din viața mea, dacă ar fi să-l iau așa după încărcătura anumitor evenimente care s-au petrecut. Dar în spatele tuturor acțiunilor mele a fost dorința de bine. Și nu sunt genul nici de
nici în sfera artistică, nici ca în familie, ca om, ca mamă, ca o, nu știu. Să las lucrurile să treacă doar pentru că cineva trebuie să mă iubească sau nu. Nu, spun lucrurilor ce am de spus, pentru că știu că în fondul lor este un bine. Da, și până la urmă să știi că se dovedește a avea dreptate. Și am învățat să, cum să spun eu, de obicei nu prea judec oamenii, pentru că la rând se întoarce, știi? Dacă într-adevăr. Vei fi judecat. Și am intrat foarte mult în latura asta spirituală, despre care eu am crezut ceva și aprofundând-o este diferită de ceea ce am, 180 de grade. Adică, uite, pornind de la imaginea lui Dumnezeu, nu o să fim, noi ne gândim că e acel bătrân cu barbă, cu plete, cu exclusă imaginea aceasta, dar noi oamenii avem nevoie în imaginația noastră, din copilărie, poveștile, da? Avem nevoie de un simbol. Da, și da. Îl imaginăm Dumnezeu ca este perfecțiunea, Dumnezeu este o energie a Universului și de asta se spune că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În ce sens? Dumnezeu este binele pe pământ. Înțelegeți? E foarte important mesajul pe care îl transmit în această dimineață și chiar dacă este weekend, avem nevoie să ne, să ne gândim, să ne amintim, să medităm. Nu uităm, avem timp să respirăm și să reflectăm. Eu aș vrea să vii și în timpul săptămânii, pentru că dacă în weekend suntem mai liniștiți, eu zic să ne mai liniștim și în timpul săptămânii. Bună ziua, ți-am dat și beleței căpătate. Adică... Păi te așteptăm, invitație. Te așteptăm cu mare, mare drag. Uite, poate ca anul trecut... Te sărbătorim de Sfântul Nicolae aici în platou. Așa mă uim. Și îmi dau like-uri tot timpul pe Facebook copiii la care am fost și așa o relație. Uite, să fim mai empatici în fiecare zi. Într-adevăr. A devenit un slogan așa, da. Da, trebuie să și simțim. Auzi, la 50 de ani ce ați vrea să vă recit poezie, că mă mai întreabă lumea cum să fie viitorul partener. Păi, Doamne, păi ce parteneri să mă suporte pe mine cu poezii, dar apucături din astea, știi? Cum să nu există? Să-ți dea să-i recite poezii. Există acolo un suflet pereche și sunt convinsă de acest lucru. Îți mulțumim că astăzi ne-ai încântat și ne-ai bucurat și te așteptăm să revii. Cu drag, cu drag, sunteți minunați. Mulțumim tare mult. Uite, pentru că Nicoleta arată ca o prințesă în această dimineață, vorbim despre un serial care ne duce cu gândul în aceeași direcție. The Crown, care a bubuit, efectiv a bubuit pe moartea reginei, dar familia regală niciodată nu a fost de acord cu ce se nu prezintă prea. Pe acolo. E primit cu reticență și aș vrea să aflăm mai multe despre acest subiect. Echipa matinalului e mare, e completă, e frumoasă. Da, și noi astăzi ne-am luat mare țeapă pentru că am zis, nu mai facem sport în dimineața asta, că am tot făcut, fac Livia și Romina, dar vor sta pe Livia și Romina sunt echipate, sunt gata de treabă, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Și ție, Ștefania! Ștefania, Filip, astăzi le pui pe fete să stea și pe scaun și noi o să stăm în picioare. Da, ne-am muncit înainte, ne-am încălzit. Este o dimineață superbă, cu energie, cu voie bună. Înainte să începem exercițiile, este important să avem în vedere câteva amănunte. Ne punem o intenție pentru, de fiecare dată când avem un antrenament scurt, o să fie un antrenament scurt, eficient, plin de energie, ca să ne motiveze pentru următoarea săptămână care urmează de lucru. Cheia succesului, o pernă. Iubirea. Exact. Un scaun și două sticle de apă, ne putem folosi și de ulei sau ce avem prin casă. Fetelor, voi cum sunteți? Sunteți pregătite? Da. Păi suntem pregătite atâta timp când ne-am antrenat și înainte, acum să Și ne-ați obosit deja? Nu pot să-mi iau ochii de la ele, uite cât de frumoase sunt, vă stă super bine în echipament de sport. Și pe lângă intenție, mai avem și gânduri pozitive, bineînțeles. Că fără ele... Foarte... Până ele suntem prea liniștiți, prea trebuie să fim așa vibranți, că e weekend. Bineînțeles. Bine, și înțeleg că exercițiile sunt ușurele, așa pentru da, un poate weekend, să le facă leneș. Alături de familie oricine, pentru că asta este și scopul mișcării. Este prietenul nostru de nădejde, unul dintre prietenii noștri de nădejde. Îl putem să ne folosim oricând, este gratuit. Și mai mult de atât, o să fie câteva exerciții și pentru detensionare, eliminarea stresului, după ce armonie. Săptămână am avut la muncă, fetele au nevoie de detensionare, așa că și noi îți mulțumim în numele lor. Și eu aș vrea să văd ce se întâmplă în următoarele momente, pentru că înțeleg că noi ne vom uita și o să vă și admirăm în egală măsură. Doamne, nu pot să-mi ochii de la voi, sunteți foarte, foarte frumoase, deși... Mulțumim, mulțumim! Eu ce să caut semne de oboseală la ele. Acest trio n-au cum că i-au făcut încălzirea sau energizat. Dar și eu făceam o încălzire aici, parcă după încălzire te eram așa, parcă... Nu știu, cred că ele ne poartă noroc în dimineața asta, așa că o să vă invităm să preluați întreg platoul, să fie al vostru. Da, noi ne uităm, mulțumim. Încălzirea este foarte importantă pentru a pregăti corpul pentru efortul pe care l-are de făcut și la final, bineînțeles,
stretching-ul, câteva mișcări de întindere pentru a detensiona musculatura. Și ce este foarte important, respirația. Fiecare mișcare să fie corelată cu respirația, aduce mai mult oxigen și la final o să avem așa puțină energie să vă transmitem și vouă. Păi abia așteptăm. O să luăm loc pe scaun. Primele exerciții, vă invit pe scaun. Care, cum? Lăsăm pernele deoparte. Cine vine lângă noi? Îndrăzniți-vă, rog. Mișcările sunt simple. Noi suntem privitori fără orologi. Da. Bun, ne folosim de două sticle de apă, ne putem hidrata. Hidratarea este foarte importantă în timpul antrenamentelor. Vezi că ne-am așezat ca bodyguard și voi. Perfect. Nimic nu trece. Este important să avem spatele drept, postura așa frumoasă, capul drept, umerii coborâți, pieptul înainte și îi dăm drumul. Sticlele la piept. Folosim exerciții pentru musculatura întregului corp. Uh-huh. Minunat, nu? Ridicăm gambele, întindem, aducem la piept. Expir, inspir. Expir, super! Încă! Încă 4, 1, 2. Putem face două serii, câte o serie, de câte ori. Haide! Și ultima. Bun! Ne relaxăm. Cum sunteți? Este ok, da? Da. Bun. Deschidem, o să vin eu puțin mai în față să avem loc. Spatele drept. Așa. Zâmbim, să nu uităm de zâmbet. Este cel mai important amănunt în cheia unui antrenament de reușită. Deschide. Închidem. Inspir. Expiră. Inspiră. Expiră. Avem muzica preferată, e minunat, ne bucurăm de această dimineață. În familie invităm și copiii și bunicii, toată lumea să participe. E weekend, suntem toți liberi, suntem toți acasă, avem timp și de toate. Și lucrăm de sus până jos, da? Spatele drept, coatele fixate la nivelul abdomenului. Hai să facem o treabă inteligentă. Sus? Stați. Ca să, eu mă tem pentru okay, pentru dinticiori. Tu ajuns pe... Da, Romina, expiră. Ridică un pic acest posterior superb. Un pic. Așa. Lăsăm sticlele. Așa. Aia, gata. Dăm voie să le ajut. Gata. Continuăm. Ne ridicăm. Ne așezăm. Semi genoflexiune. Simplu. Exersăm postura. E important să întărim și musculatura spatelui pentru că petrecem foarte multe ore pe scaun și zâmbim. Și noi zâmbim. Perfect. Degeaba. Cum sunteți? Minunat. Îmi dă mai multă energie. Asta e tot ce contează. Sunt convinsă că vă doreați să fiți alături de noi. Da. Da. Uite ce bine ne stă aici în colțul rușinii. Îți dai seama de cât au râs fetele de noi. Adică au râs. Se uitau așa. Uite cât se chinuie acolo. Venim în lateralul scaunului. Și lucrăm și piciorul care este pasiv și ne sprijinim și cel care este activ, da? Spatele drept, frumos, postura. Ridicăm, coborâm 45 de grade, nu mai mult, să nu punem presiune pe articulația șoldului, ușurel, fiecare. Asta este frumos la aceste exerciții, pentru că pot crește intensitatea, dar în ritmul propriu. Este important să ne obișnim cu această mișcare. Mișcarea este minunată, corpul e făcut să se miște. Rămâi sus, pulsăm. Asta cred că e cel mai intens. Și acum urmează ceva foarte frumos pentru fete. Cerculețe. Cum se simte? Chiar îmi lucrează fesierul. Exact. Și cu asta... Ne folosim de respirație, nu uitați de respirație. Așa era ciuc în puceaua, expiră. Expiră. Și vom lucra pe aceeași parte pentru abdomen. Ne folosim și de braț. Întins și frumos. Important să avem și postura, pentru că ne ajută foarte mult încrederea, da? Suntem puternice, putem! Și ține doar de noi, toate resursele le avem în noi să facem aceste exerciții. Deci Olivia parcă trage astrele spre ea. Și schimbăm partea, pentru că tot ce lucrăm pe o parte este bine să lucrăm pe cealaltă parte pentru a echilibra, da? Nu... Noi disarmonie. Da? Avem și un drept. Putem începe cu o serie, așa cum am spus, 80 repetări. Bineînțeles că dacă suntem antrenați și pregătiți, 2, 3, 4, 5 serii, 10-15 minute sunt suficiente. Față. Inspirăm, expirăm și zâmbim. Și spate.
deja se simte abdomenul încordat, pe pieri, spatele drept. Dar vezi frumoase fetele la noi în pentru abdomen. Faza asta, că eu nu înțeleg de ce nu ne-am gândit. Și punctăm cu vârful. Ei, te Romina, parcă puse soarele, se bate cu nori, acolo e. Expiră. Suntem aceiași cârnați de fiecare dată care stau pe bară. Ne avem muzică măcar. Minunat. Noi facem ce am învățat. E, să vedem ce facem noi cu pernele acum. Bătaie cu perne? Ar fi frumos la final. Toată familia este invitată. Toată familia din platou. Bun. Ne așezăm în șezut. Okay. Este un exercițiu foarte bun și pentru copii și pentru adolescenți, dar și pentru noi. După o zi plină de muncă și așa cum a fost toată această săptămână, ce facem? Lucrăm și abdomenul, dar ne și destresăm. Trântim per. Și poatem toți. Hai să vedem cine are cea mai multă energie la trântim perna. 1. Când te supăr al tău? Când ne dăm din calea Olivia. 3. Când te supăr al tău acasă? De când să-mi dai o pernă în față? 5. Și dai cu ea. Ce mai tare? Cât de tare poți? Ia să vedem. Ia, Romina. Forță, cine Romina. Cine ți imaginezi că este? Bun. Ce ciudate să te cerți cu partenerul să te vadă după aia în mijlocul sfageriei când tu dai cu perna. Ne relaxăm, inspirăm. Cum a fost, fetelor? Mi-a plăcut. Am eliberat ceva astfel, da? Da. Bun. Păi, credeați că e așa liniște în platou, dar am venit în dimineața asta? Deci dragostea o punem în orice iubire. Ai cheia succesului. Mm-hmm. Sus. Sus, ne înălțăm. Mult, mult, mult. Să atingem stelele, nu? Și soarele. Yeah. Așa e. Inspiră, expiră. Expiră sus. Nu aveți idee ce se întâmplă în casca noastră. Romina, expiră, expiră. E un deliciu, nu există așa ceva. E un exercițiu puțin mai complex, dar nu foarte. Sprijin pe palme. Okay. Acum suntem deja suntem profesioniști. Olivia, este dacă poți antrenamentului, dacă acum mă țintești pe mine. E bine. Hai să facem și de pe spate. Schimb treci spatele Olivia, că tu meriți perna asta inspiră, direct inspiră. În față. Bun, sigur. Abdomenul încordat, ce e important. Lucrează și mintea în cadrul antrenamentului, indiferent de zona pe care o lucrăm, mintea este acolo și simți abdomenul încordat, nu din gât. Uh-huh. Inspiră, expiră, te folosești de respirație. Super! Ce sportive sunt fetele, nu? Hai să vedem acum cum stăm. Cu echilibru. Vârf întins. Sus. Asta e partea intensă a antrenamentului. Haideți că vă păsim fetelor un minut mai dacă rezistați. Încă un minut. Fetele sunt superbe, pe mine m-au dat amețeala. Ne ridicăm. Și să creștem pulsul. Exercițiile pe scaun sunt foarte bune și pentru persoanele care au probleme cu echilibru. Acum v-am arătat câteva exerciții cardio. Eu am apreciat foarte mult că ne-ai arătat exerciții cu obiecte din casă și ne-ai inspirat și ne-ai animat în direcția asta. Ultimul exercițiu cardio, creștem pulsul foarte mult. Voi terminăm, fiți atente, da? Da. Perfect. Dragilor, noi vă lăsăm cu un cardio, un exercițiu cardio. Noi nu suntem transpirați și ne bucurăm că nu suntem transpirați. Ne vedem mâine dimineață. Mâine dimineață, exact. Pupici. Haide, fetelor, pe final. Bye! Inspire.